Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, anunță faptul că s-a lansat licitația pentru proiectarea și construirea noului stadion al Timișoarei. În urmă cu câteva săptămâni, premierul Marcel Ciolacu a inițiat un pas crucial pentru construirea noului stadion din Timișoara, semnând documentația pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru arena Dan Păltinișanu. Acum, Alfred Simonis anunță lansarea licitației pentru stabilirea proiectantului și a constructorului stadionului. Acest proiect, mult așteptat de comunitatea locală, va oferi Timișoarei o arenă modernă cu o capacitate de 30.000 de locuri. Este proiectul meu de suflet și mă voi zbate până când această lucrare va fi finalizată. Timișorenii merită o arenă nouă, iar din funcția de președinte ales al Consiliului Județean Timiș voi face ca acest vis al nostru să devină realitate, a declarat Simonis. Stadionul european va fi un punct de atracție major pentru evenimente sportive și culturale, iar echipa locală va beneficia de această infrastructură modernă.